Cu permisiunea dumneavoastră vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului să deschidem Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 4 și vom citi pasajul biblic de la versetul 7 la versetul 11, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1194. 1 Petru, capitolul 4, începem citirea cu versetul 7. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste ferbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Ca niște buni spravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Isus Hristos, a cărui este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului după onoare care timp ne revedem în sânul comunității dumneavoastră, Permiteți-mi să vă aduc salutări sfinte și frățești din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă și în care slujesc cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. După cum ni se spune aici, anul acesta este și următorul an, dar și acesta este un an de alegeri, este un an de decizii, este un an în care lucrurile se precipită și Sfânta Scriptură spunea prin Petru în pasajul acesta biblic: sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Atât la nivel personal, în mod deosebit, dar și la nivel de în ceea ce privește finalitatea lumii, lucrurile sunt aproape, semnalele sunt foarte clare. Și Sfânta Scriptură vine și ne vorbește că noi trebuie să manifestăm ceva special, și anume înțelepciune. Lucrurile oricum merg pe un făgaș pe care s-a putea noi să nu-l putem schimba prea mult. Dar e foarte important pentru și Domnului să aibă acea doză de înțelepciune, nu neapărat inteligență, nu neapărat faptul că îi merge mintea, ci să aibă acea doză de înțelepciune prin care face lucru care trebuiește la momentul care trebuie, că asta înseamnă înțelepciune. Ori din punctul acesta de vedere, Apostolul Petru spunea, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțelepți, dar și vegheați. Vegheați în ceva anume și în textul acesta biblic l-am citit, sunt câteva lucruri la care Apostolul consideră că sunt prioritare în vedere revenirii Domnului Isus, a finalității tuturor lucrurilor, a lucrurilor care cu adevărat au valoare și sens în ochii lui Dumnezeu. Ce am văzut aici este că primul lucru care este o dovadă a înțelepciunii credincioșilor este faptul că oamenii se roagă. Insistă în rugăciune și stau înaintea Domnului. Fiți înțelepți, dar și vegeați în vederea rugăciunii. De ce este o dovadă de înțelepciune faptul că o persoană se roagă? Știm că există o grămadă de activități care au loc în sânul comunităților noastre și predicarea este una dintre ele. De foarte multe ori mai degrabă ascultăm o predică decât să ne rugăm. Câteodată ascultăm o cântare și decât să ne rugăm. Însă Sfânta Scriptură vine și prezintă foarte clar căci a predica sau a cânta este un dar și o abilitate aparte pe care ne-o dă Dumnezeu. A asculta lucrurile acestea ne aduc oarecare zidire, dar dreptul de a ne ruga cu pasiune, Dreptul de a sta înaintea Domnului și a vorbi cu Stăpânul Universului este dreptul fiecăruia dintre noi. Și o dovadă de înțelepciune când beneficiezi de lucrul acesta. Este singurul mod de a vorbi cu Cel ce conduce Universul. lui Dumnezeu nu-i poți scrie scrisori, nu-i poți trimite mesaje. Lui Dumnezeu te poți ruga. Și de aceea e importantă rugăciunea. Când cel de o potrivă cu Tatăl, de aceeași natură și esență cu El, Fiul Său, Domnul nostru Isus Hristos a venit în lumea aceasta, pe pământul acesta, m-aș fi așteptat ca Tatăl să-i fi dat un sistem de emisie, recepție, să vorbească ei, pentru că erau coeterni, coveșnici, erau împreună din veșnicie. Să vorbească Tata cu Fiul și noi să ne uităm că nu înțelegem. Dar deseori, spun evangeliștii, Iisus se retrăgea în locuri pustii și se ruga. Nici Fiul de pe pământul ăsta ocupat abuziv de cel rău, n-a avut alt sistem să-l poată contacta pe tatăl decât rugăciunea. Ori copiilor săi, mântuiți prin jertfa de la calvar și în numele lui Isus Hristos, ne-a dat același drept și anume să ne rugăm. Și tatăl ne promite că ne ascultă. Și iubiții mei, când te ascultă premierul Austriei, când te ascultă președintele României, ești privilegiat, dar în fiecare zi să ai acces la sala tronului de domnia Universului, să-i spui îngrijorările tale și problemele tale și să nu beneficiezi de lucrul acesta. Să fii în top cu orice altceva, să fii la curent cu orice altceva, dar să nu-i spui lui Dumnezeu problemele tale. Și El așteaptă să-i le spunem. Spune Sfânta Scriptură în Filipeni, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți totul la cursul în știința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri. Dumnezeu se așteaptă ca noi să-L punem la curent cu îngrijorările noastre, cu copiii noștri, cu îngrijorările privitor la viitorul nepoților noștri. Așteaptă ca noi să conversăm cu El. Așteaptă să-i spunem aceste probleme și speranțele noastre. Ori toate acestea le poți face prin rugăciune. De aceea rugăciunea este un act de credință. Cel ce se roagă crede că este ascultat, altfel nu se roagă. Tocmai de aceea ești înțelept dacă ai început să exersezi rugăciunea și te rogi. Frații mei și stimate surori, rugăciunea nu este ceva ce avem nativ în noi. Da, este adevărat că suntem impulsionați pe rugăciune de o boală. Este adevărat că ne trimite la rugăciune un necaz. Este adevărat că mulțumim Domnului că n-are loc un accident în fața noastră și noi nu am fost implicat în el. Mulțumim Domnului că am scăpat. Ne trimite la rugăciune. Dar, iubiții mei, este un act de îndurare pe care ne-l dă Dumnezeu ca în mod constant să te pui la rugăciune, să veghezi la aceasta cu stăruință, pentru că în mod normal nu-ți vine a ruga. Firii noastre pământești nu-i vine a ruga. Nu contează că ești păstor, nu-ți vine a ruga. Ori din cauza aceasta trebuie să-ți pui firea prin Duhul la rugăciune și să înalți tot felul de rugăciuni. Și v-aș ruga tare mult, în seara asta ne-am rugat două rugăciuni pe genunchi, e cam dificil pentru genunchii noștri, dar în fine, ne-am rugat. Firea probabil a comentat, transmitea semnalii senzorii de la genunchi că e suficient și așa mai departe. Stimați mei, lucrul acesta se întâmplă rugăciunea nu numai pe genunchi, nu numai în picioare, nu numai cu fața la pământ, Rugăciunea cuprinde pozițiile acestea, dar rugăciunea este o atitudine. Tocmai de aceea Sfânta Scriptură spune rugați-vă neîncetat, este o atitudine. Ești la volan, te poți ruga. Ești la locul de muncă, te poți ruga. Ești soție și faci supa pentru soțul tău, te poți ruga. Schimbi copilul de pampers, te poți ruga. Poți în mod constant să înalți semeseuri de rugăciune spre Dumnezeu, pentru că tu ești un templu umblător prin lumea aceasta. Ne-a onorat Dumnezeu și a făcut din trupurile noastre, la care nu ne convine urechile, nasurile și așa mai departe, și spunem că sunt într un fel sau un altul și ne dorim o altă, un alt croi la lucrurile acestea, e bine, vine Duhul Sfânt și nu se uită la aspectele acestea la care ne uităm noi, ne onorează și din trupurile acestea, la care ne mai dor genunchii, la care câteodată mai șubrezim așa, vine și ne face temple ale Duhului Sfânt, slăviți viță vie Domnul. Și odată cu bătrânețea, când nu mai auzim bine de oreche sau nu mai vedem bine cu ochii, Duhul Sfânt nu vine și spune, te-ai paradit, te-ai uzat, o să plec într-un templu mai nouț, o să inaugurez alt templu, nu, rămâne cu noi până la adânci bătrânețe, folosind templul acesta ca de aici să înalțe rugăciuni spre slava lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. De aceea e frumos cu modul în care ne onorează Dumnezeu. De aceea e înțelept să veghez în vederea rugăciunii, profesând rugăciunea, rugându-te. Spune Sfânta Scriptură într-un pasaj biblic foarte frumos din Efeseni, lucruri extraordinare prezentate de Apostol aici, Efeseni, capitolul 6, cu versetul 18, spune în felul următor, faceți în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. În mod special am accentuat aceste stări de săvârșite și anume în toată vremea, tot felul de rugăciuni pentru toți Sfinții și cu toată stăruința. Dumnezeu vorbește în pasajul acesta biblic că e important și aici spune cheia este prin Duhul, Odată ce un om are Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, te apuci la rugăciune să te rogi pentru subiectele pe care le spun frații aici. Dar la un moment dat, Duhul Sfânt îți aduce aminte de cineva din țară, de o rudă de-a ta, care trece printr-un necaz. Duhul îți l aduce aminte să te rogi pentru el. Apoi, la un moment dat, îți aduce aminte de un copil la unui frate pe care cineva, sub formă de acuzații, a spus Domnule, uite copilul ăla e neascultător. Nu l-a spus persoana respectivă, ți-a venit la... la curent lucrul acesta ca tu să-l mai judici în timpul rugăciunii. Și pentru că tu în timpul rugăciunii să te rogi pentru copilul acela ca Dumnezeu să-i dea mântuire și salvare și să te rogi pentru părinții lui ca Dumnezeu să le dea înțelepciune și lor răbdare. Doamne ajută! Că prin Duhul Dumnezeu te călăuzește la tot felul de rugăciuni. Lucrurile astea nu trec prin capul tău ca să le judeci, ca să le evaluezi. Cu oricum n-ai dat detaliile. Nu știe exact de ce copilul ăla e așa, nu știe exact de ce părința e așa, așa, nu știe exact persoana respectivă, dar dacă Duhul Sfânt ți-a pus, ai o singură soluție, poți să vii în fața celui ce știe absolut totul mai bine decât știe și ăla despre el. Să-i spui, Tată Ceresc, îndură-te de el, slăvit să fie Domnul! Pentru că există ceva, frații mei, că și de foarte multe ori observăm lucrul acesta în mediul nostru, Considerăm că dacă Dumnezeu ne-a făcut copiii săi și suntem copiii săi, tata ne iubește atât de mult că oricum el ne ascultă chiar dacă noi nu ne rugăm. Oricum el ne dă că e tatăl nostru. Nu uitați Dumnezeu, pe lângă faptul că ne iubește și ne-a făcut copiii săi prin credința în Domnul Isus este și drept. De-aia există Golgota și de-aia a murit fiul său la calvar că Dumnezeu cu toate că l-a iubit este și drept, a plătit pentru păcatele noastre. Și în dreptatea lui Dumnezeu ne-a scris în Biblie, nu aveți pentru că nu cereți. Eu vă iubesc, sunteți copiii mei. Dacă să aveți anumite lucruri, să aveți anumite biruinți, să aveți anumite izbânzi, să vă pot da din bine binecuvântările mele, trebuie să existe cerere. Și cererea se cheamă rugăciune. Dacă nu există cerere, eu le am, vreau să le dau, dar mă oprești. Pentru că lipsește cererea. Ori, stimații mei, vorbim de politică, vorbim de sport, discutăm de o grămadă de lucruri, dar nu ne rugăm. Și din pricina faptului că nu ne rugăm, Dumnezeu e blocat în dragostea Lui față de noi să ne dea lucrurile de care avem atât de mare nevoie. De aceea spune Sfânta Scriptură, faceți tot felul de rugăciuni de lucru care îți acum sau nu trebuie, ca dule înaintea Domnului, prezintele înaintea Domnului, că Dumnezeu în suveranitatea și a tot înțelepciunea Lui, la vremea potrivită, este Cel ce te va asculta și îți va da ceea ce ai nevoie, pentru că există o cer în baza lucrurilor respectiv. De aceea e important, frații mei, să fim înțelepți în ceea ce privește rugăciunea. Un alt aspect pe care vreau să vi-l spun foarte clar și e o diferență foarte mare este că doar prin rugăciune căpătăm acea înțelepciune de care avem nevoie. Atunci când un om îl primește pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor personal, automat Dumnezeu îi dă dreptul să devină copil al lui Dumnezeu. Din anonimatul celor peste 8 miliarde de oameni, el devine un privilegiat, devine copil al lui Dumnezeu, prinț al cerului. Totodată mântuirea, salvarea îi este dată, oferită prin credință. Viața veșnică este pusă în el. Pe lângă viața biologică este pusă viața veșnică. Chiar dacă cea biologică încetează, el continuă să existe în prezența lui Dumnezeu datorită vieții eterne puse prin credință în el. Știți ce nu dă Dumnezeu automat acestor oameni? Înțelepciune. De aceea o să vedeți oameni mântuiți, salvați, că fac niște gafi că rămâi uimit. Împrumută bani, nu-i mai dau înapoi, se bagă în niște afaceri care nu-ți de competența lor, intră în datorii și stai și te întrebă, dar copilul Domnului totuși, cum de-a putut să facă o gafă așa și să facă dator și pe nepoțul? Cum a reușit așa ceva? Pentru că nu este înțelepciune, nu că nu-i mântuire. Mântuire este, e copilul lui Dumnezeu, dar nu-i înțelepciune. Ori Biblia vine și spune, dacă cuiva îi lipsește înțelepciunea, sau so, că nu se dă la set. Nu se dă da automat. Și de foarte multe ori, oamenii nu cer înțelepciune, mai ales, du-te la cineva și spune, frate, ar trebui să cer înțelepciune. Cine, eu? Să cer înțelepciune? Eu am. Tocmai de aceea să fac gafe, tocmai de aceea să strică relații, pentru că nu este înțelepciune. Și înțelepciune, estimații mei, nu înseamnă să te descurci într-un anumit domeniu, să fii meseriaș în... Nu, înțelepciune este să știi ce ai de făcut astăzi, dar am mai făcut și ieri, nu, astăzi. Pentru că, iubiții mei, de foarte multe ori fiecare zi e diferită, fiecare persoană e diferită și tu trebuie să ceri înțelepciune de la Dumnezeu. Și dacă mi-este permis să vă spun, doza de înțelepciune de care avem nevoie zilnic de la Dumnezeu este un mod de a ne smeri în fața Domnului. A recunoaște că nu știm totul, că nu cunoaștem, că ne întâlnim cu alți oameni, că suntem într-o altă audiență, că ziua de astăzi n-am trăit-o niciodată, și avem nevoie de înțelepciune pentru ziua de astăzi, pentru momentul acesta. Ca atare, în mod constant, în alți rugăciuni, Doamne, dăm înțelepciune pentru momentul acesta. Și Dumnezeu o dă cu mână largă, slăvit să fie Domnul, dacă este cerută. Dacă te bazezi pe faptul că te-ai descurcat ieri, ai să vezi că astăzi încurci. Dacă te bazezi pe faptul că ai experiență și ai vechime, să vezi cu toată vechimea că la un moment dat gafezi. De ce? pentru că ai nevoie în fiecare zi de înțelepciune. Și pentru asta trebuie să stai la dispoziția Domnului și să spui, Doamne, am nevoie de înțelepciunea Ta, am nevoie de lumina Ta. Și Dumnezeu, prin rugăciune, ne dă această înțelepciune de care depindem atât de mult în trăirea mărturiei noastre ca și credincioși înaintea Domnului. Stimații mei, ești înțelept pentru că stai de vorbă cu Creatorul Universului prin Domnul Isus Hristos? Ești înțelept pentru că prin rugăciune capeți mai multă înțelepciune și apoi prin rugăciune îți pregătești viitorul. De aceea trebuie făcută rugăciune. Spune Sfânta Scriptură într-un text biblic pe care dumneavoastră îl cunoașteți, eu doar vi readuc aminte. Psalmul 32, împăratul David recunoaște la un moment dat că a greșit într-un anumit domeniu. Și apoi îl trage o concluzie simplă în versetul 6 din Psalmul 32, care îi spune în felul următor, de aceea, Psalmul 32, versetul 6, de aceea orice om e vlavios să se roage ție la vremea potrivită și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Stimații mei, omul e vlavios se roagă la vremea potrivită, nu când e apă. Când e apă, tot se roagă. Când îi i înăcaz, tot se roagă. Când vine boala, toți se roagă. Omul evlavios se roagă anticipativ, când nu-i niciun nor de ploaie. Când efectiv nu ai de ce să te gândești, el se roagă din timp. Foarte mulți oameni caută casa Domnului, știu de zile de post, pun bisericile și slujitorii la rugăciune doar când are el probleme. Dar până atunci, într-o miercuri seara obișnuită, unde-i fost? Dar până atunci, la slujbele de peste săptămână, pe unde o imblat? Aia, că am treburile mele. Omul evlavios își pregătește viitorul rugându-se din timp. În timp ce alții spun, o-i vedea eu dacă plouă, o-i vedea eu dacă o-i fi bolnav, o-i vedea eu ce va fi. Atunci când va fi, doar de aia am biserică, de aia am slujitor, au sticluțele cu un dilem la ei, Dumnezeu va lucra. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că omul evlavios se roagă din timp, în timp ce ceilalți toți au inundație, spune Scriptura, pe el nu-l ating deloc. De ce? S-a rugat din timp. Făceți-vă timp cât e bine, cât suntem sădătoși, cât copiii sunt vețeri și voioși. Veniți la casa Domnului, ridicați mâinile că doar nu vă dor. Lăudați-l pe Domnul și lăudați-l tare. Doamne ajută! O să vedeți că frații te întreabă, ești bolnav? ai vreun năcaz, de ce te rogi așa? Că astea strigăte doar, doar, nu, nu, strigăte de bucurie că ne-a binecuvântat Domnului. Vremea propice să laud pe Dumnezeu. Și în timp ce alții au inundații și probleme, eu continui să laud, anticipând ziua de mâine ca fiind o zi din nou binecuvântată de Domnul. Te-aș ruga tare mult, uite-te la versetul acesta și pregătește-ți viitorul. Doamne ajută, frații mei! Un alt aspect care e foarte important sunt lucruri pe care Dumnezeu le rânduiește în viața noastră și prin care vom trece. Dar Dumnezeu ne dă posibilitatea, prin rugăciune, să așezăm și să găsim niște portițe. Spune Sfânta Scriptură că Isus Hristos, ca prinț al păcii, a mers la evrei călare pe mânzul unei măgărițe să le schimbe destinul și istoria. Însă evreii n-au vrut. Domnul Iisus a ieșit în după masa acelei zile pe muntele Măslinilor și a spus Ierusalime, Ierusalime, cum am vrut să te strâng, cum își strânge cloșca puii, dar n-ai vrut. Dacă ai fi cunoscut măcar în această zi, era ultima lor zi, când puteau să decidă istoria lor. Dar ziua aceea a trecut și Domnul le spune la ucenici, când vor vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să vă rugați ca ziua aceea, să nu fie o zi de sabat, nici o zi de iarnă. Dar apostolii puteau să spună, Doamne, noi o să ne rugăm să nu fie ziua aia. Nu, nu, ziua aia va fi. Pentru că ei m-au refuzat pe mine ca domn, ziua aceea va veni. Când Ierusalimul va fi înconjurat și când dușmanii voștri vă vor urmări voi aveți posibilitatea să pregătiți ziua aceea, să aveți salvare și anume să nu fie o zi de sabat când aveți dreptul să vă deplasați doar de anumit număr de kilometri. Să nu fie o zi de sabat și nici o zi de iarnă care să vă încurce. Apostolii au ținut cont de lucrul acesta și s-au rugat pregătind ziua aceea din anul 70. Când Ierusalimul a fost înconjurat de oși, s-a dat posibilitatea să se plece. N-a fost o zi de sabat și au putut pleca la Petra. Dar ziua aceea a fost pregătită din timp prin rugăciune. Va veni o zi rea pentru fiecare dintre noi. Va veni o zi a încercării. fă timp și pregătește ziua respectivă. Roagă-te ca în ziua aceea Dumnezeu să-ți dea lumină, să-ți dea înțelepciune, ca ziua aceea să fie o victorie pentru numele Domnului. Amin. Ori pentru asta este rugăciunea, frații mei. Duhul Sfânt îți descoperă anumite planuri făcute Duhul Sfânt îți descoperă anumite teste prin care Dumnezeu te trece, cere din timp de la Dumnezeu lumină și călăuzire, ca în ziua cea rea, să ieși mai mult ca biruitor. Doamne ajută! Înțelept este omul care se roagă. A doua dovadă de înțelepciune în așteptarea revenirii Domnului Isus și a sfârșitul lui tuturor lucrurilor este dragostea ferbinte. Iubiții mei, dragostea ferbinte în mijlocul poporului Dumnezeu este testată. Cunoașteți foarte bine lucrul acesta, pentru că dragostea ne ajută să fim împreună. Dacă eu aș fi perfect, dacă voi ați fi perfecți, nici n-am avea nevoie de dragoste. De ce? Oamenii perfecți între ei nu au nevoie de liant. Perfecțiunea ne face să fim compatibili aproape unul de celălalt. Dar pentru că eu sunt imperfect și voi sunteți imperfecți, ca noi să ne putem aduna ca noi să putem cânta, ca noi să ne putem ruga, ca să stăm unul lângă celălalt, ne trebuie ceva ce se numește dragoste. Și Dumnezeu toarnă această dragoste prin Duhul Sfânt, este dragostea specială, agape, pe care Duhul Sfânt o toarnă în inimile noastre, că noi ne iubim fără să fim neamuri că noi ne iubim de vârste diferite, că noi efectiv ne tolerăm și ne îngăduim unii pe ceilalți în casa Domnului, nu din pricina faptului că merităm, ci din pricina faptului că dragostea lui Dumnezeu este turnată. Ori dragostea aceasta fierbinte, manifestată în noi, când îi vezi pe toți sfinți în casa Domnului, este testată de slăbiciunile noastre. Și dacă nu ești atent, la dragostei se stinge pe măsură ce trece timpul. Când descoperi slăbiciuni, neiertare, vorbire de rău și așa mai departe, ori pentru că din este o provocare să țină dragostea ferbinte. Și dragostea ferbinte o poți ține, iubitul meu, venind în continuare la părtășie, căci dragostea lui Hristos ne strânge. În primul rând, ne strânge, nu pentru darurile noastre și pentru persoanele noastre. În mijlocul nostru totdeauna vine Isus Hristos, lăviței să fie numele. Obiectul dragostei noastre trebuie să fie Hristos prima dată. Datorită Lui suntem salvați, datorită Lui suntem răscumpărați și trăim datorită Harului Său. Ori Hristos vine și spune unde sunt adunați doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor. De dragul lui Hristos vină la întâlnire cu El. Am fost la slujbe unde premierul României era prezent acolo, am fost la slujbe unde senatori, parlamentari, veniseră prin zona respectivă, toți frații se gândeau să iasă slujba bine și au plecat și s-au dus. La fiecare slujbă, în mijlocul nostru este prezent domnul, domnilor și împăratul împăraților. Întrebarea se pune care e atitudinea ta față de el? Pentru că el rămâne între noi. Câteodată frații fac repetiții la cântare și de obicei la repetiție sunt mai bine ca în adunare. În adunare când ai început să cânți cântare, dintr-o dată nu mai mergi negativul, dintr-o dată nu mai vezi bine pe telefon, dintr-o dată se întâmplă neprevăzute și nu iese cum ți-ai dorit. Hristos nu iese afară. Câteodată coriștii fac repetiții și foarte bine la cor, la cor, cântarea. Când vin în adunare, au luat o luat-o pe arătură, cântă fals. Hristos nu pleacă afară, Predicatorii câteodată își doresc să predici cât mai bine, din cauza tracului și a emoțiilor încep cu sfârșitul, continuă cu introducerea și încheie cu cuprinsul și dintr-o dată își promit că nu mai vin de grabă pe lanvon. Hristos nu pleacă afară, avem și sfaturi frățești câteodată, un viu schimb de cuvinte, Hristos nu pleacă, el rămâne în mijlocul nostru, lăudați să-i fie numele. Sunt, noi suntem mai finuți la muzică, noi suntem mai finuți la predici, noi suntem mai finuți și mai cerem un nivel înalt. Hristos se uită la valoarea noastră că ne-a răscumpărat, slăvit să fie Domnul. Dacă am fi toți afon la muzică și dacă n-ar fi cine să predi și ar fi cineva care să citească cuvântul, dar nici ele întregi, Hristos ar rămâne între noi când ne iubește, lăudat să fie Domnul. Ori acea dragoste o pune în noi. Aia e dragă. Nu vedeți oameni care pleacă la o biserică pentru că păstorul de acolo e cineva, știi, greacă? Alții se duc la o biserică pentru că muzica e diferită, luminile sunt altfel acolo. Frații mei, noi trebuie să venim la biserică pentru că Hristos e aici. Și când Hristos e aici, când te uiți cum te iubește pe tine și cum iubește pe ceilalți, îți spune așa fă și iubește și tu pe ceilalți. Nu că meritați, v-am turnat dragostea mea în voi. Ori, stimații mei, când gândim în modul acesta, dăm dovadă de înțelepciune. Altfel, în așteptarea revenirii Domnului Isus, vom avea tot felul de clase, de vipuri, clasa întâi, oameni pregătiți și așa mai departe. Se tinde spre domeniul acesta, în funcție de școli, în funcție de, de bani, în funcție de cifra de afaceri, în funcție de câtă greacă știe, în funcție de câtă teologie știe. Nu, frații mei, suntem răscumpărații Domnului și între noi este prezent Hristos. Și că e doctor, și că e inginer, și că e ambasador, și că e șomer, și că e cu handicap fizic sau mental, e în mijlocul nostru. Și Hristos ne îmbrățișează cu dragoste și ne cere să facem la fel, Doamne, ajută. Cuplează-te la această resursă și ține dragostea ferbinte. Este imposibil, rămânând în comunitatea Domnului, să nu observi, fratele meu, că sunt greșeli. Pentru că Dumnezeu ne cheamă din lumea aceasta ne spală de păcatele noastre și ne aduce și ne dă Duhul Sfânt ca să creștem spre desăvârșire. Unii cresc mai repede, alții mai încet. Unii se pocăiesc mai repede, alții mai greuți, câteodată unii zici că niciodată, dar în fine, cam asta e situația. Ei, în timpul ăsta, până se pocăiește omul, până să îndreaptă omul, până se lasă călăuzit la de Duhul Sfânt, el e în aceasta. Vei observa greșeli, vei observa la un moment dat vechi lucruri dinainte la care se dedau. Este drept că mediul nostru evanghelic este un mediu în care am lăsat curviile, am lăsat bețiile, am lăsat dansurile lumii și am venit. Dar ne-au mai rămas singurele bucurii pe care le mai avem cu ghilimele de vorbirea de rău, bârfa, clevetirea, insinuările. Și venim la fiecare, ai auzit, știi ce anume, ăla și iubește nevasta. Să te împlictisăți de chestiile astea, cum adică spui că iubește, dar nu-i normal, dar dacă spui, uite, au avut un set la, de farfurii care le-au dăruit la nuntă și umblau farfurile prin casă, dintr-o dată toată lumea e captivată. Ce mai... Și farfurii o să o sau nu? De ce? Pentru că oamenii sunt captivați de lucrul ăsta. Încă trăim în firea pământească. Ori, stimații mei, singurul lucru care ne ajută să acoperim o sumedenie de păcate este dragostea fierbinte. De aia ni se ceri. Că dragostea asta fervinte e capabilă să treacă peste. Să putem cânta cu ceilalți, să ne putem ruga, să ne putem sprijini. Dacă ai dragoste ferbinte, dacă nu i dragoste ferbinte, le ai la dosar toate acolo. Câți credincioși și-au pornit bine și erau cândva la săruință cu mâinile sus, cu fața senină, plin de Duhul Sfânt, vorbind în alte limbi, iar la momentul actual au tot felul de sertaraș, așa. Sertarașă. Și în sertarașele respective este scris pe un sertaraș Virgil Neagu. Dacă vezi el de agul într-o zi, o trecut pe lângă el și nu i-a dat pașa Domnului sau bună ziua, el o trecut în sertaraș. Totdeauna când mă vede pe mine îți deschide sertarașul, spune ăștia, nu mi-a dat pașa Domnului. Bun, treci și mai departe. Adam, îți scris acolo, altceva în sertaraș. Ciupe, altceva în sertaraș. Sunt o grămadă de sertaraș, așa. Și când se ridică cineva sau se întâlnește, sertarașul îți deschide automat. Dragostea ferbinti golești sertarle. Slăviți să fie Domnul! Dacă nu, ai marfă acolo. Sunt aspecte pe care eu le-am văzut în viață când un anumit om are o anumită atitudine. De exemplu, eu mă iau de fratele care conduce slujba în seara asta și el îți spune ție, uite fratele Virgil s-o lua de mine, de un subiect anume. Bun, după aceea mie, eu îmi pare rău că m-am luat și mă duc la el, frate, te rog frumos să mă am făcut un gest așa. El mă iartă noi doi ne împăcăm, dar el nu te anunță pe tine că eu mi-am cerut iertare și mi-a rezolvat problema. În sertarașul tău rămâne de acum 20 de ani faptul că eu l-am ofensat pe el, dar nu mai este că mi-am cerut iertare, că noi doi ne-am împăcat, că eu m-am pocăit de lucruri respectiv. Nu mai este. De 20 de ani ai treaba asta. Știi că totdeauna slujba mea nu va fi primită pentru că sertarașul ăla are acolo? Doar dragostea ferbinte te ajută să faci curățenie. Doamne ajută, frații mei! Nu ne place să avem dovezi, poze. Nu. Dacă ai dragoste ferbinte, dragostea ferbinte acopere o sumedenie de păcat. Nu îi spășește, că noi nu îi spășim păcatele. Le acoperim noi, scoatem din sertare, le dăm afară și în locul respectiv punem eu un om al lui Dumnezeu, eu o soră deosebită, eu o familie deosebită, Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar asta numai dragoste ferbinte face. Ori este o dovadă de înțelepciune. Altfel, frații mei, alergarea va fi din ce în ce mai grea. Ne vom trezi, cum spunea cineva, ne vom trezi în adunare să ne considerăm oare cine mai răpește Domnul în afară de mine. De ce? Pentru că nu mai vedem pe alții. Toți știm greșelile celorlalți. Ori din punctul acesta de vedere, dragostea ferbinte ne arată că cum suntem iubiți noi de Domnul, așa îi iubește Domnul și pe ceilalți. Dar dragostea ferbinte se menține la nivelul acesta. Ca să poți avea dragostea aceasta fierbinte, trebuie să te înveți să ierți. Bineînțeles, după cum probabil am vorbit și o altă dată, idealul iertării este dacă fratele tău îi pare rău și vine la tine și spune, iartă-mă, tu să-l ierți. Așteptăm de foarte multă vreme o grămadă de oameni să vină să ne seară iertare la noi. Îi așteptăm, numai n-au pornire. Ceva se întâmplă, numai nu vin. Nu vin. Și s de zile le-am dat noi benzină, dar nu vin. Nu vin să-și iertare. Bun, ce faci când timpul ăsta trebuie să cânți? În timpul ăsta trebuie să slujești. În timpul ăsta trebuie să... Sunt oameni care au rămas blocați în timp. Efectiv, la o ofensă făcută, imaginară sau reală, dar să rămas blocați în timp. Spune Sfânta Scriptură că noi trebuie să ajungem să iubim cum a iubit Hristos. Și Dumnezeu ne cheamă la lucrul acesta. Să iertați și dacă unul are pricină să se plângă, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos. Și există pasajul acesta biblic greu de interpretat pentru unii și dificil totodată, când Domnul Isus Hristos pe calvar, la un moment dat, spune, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Întrebarea care se pune, cine o cerut iertare? Când în mod normal, când Domnul Isus spune, Tată, iartă-i, probabil sutașul și-a dat seama, băi, pe toți ceilalți i-am legat, pe i-am pus i-am băgat pieroane în mâini și am mai pus și cu unul de spin pe cap ca să-i pe cap scalpul capului să-l doară mai tare. Și, Doamne, iartă-ne că am făcut abuzul ăsta față de tine. Și în urma acestei cereri de iertare, Domnul vine și spune, Tată, iartă-i pe ăștia că nu știu ce fac acum. Ori, stimații mei, cu ce ocazie Hristos a spus lucrul acesta? Ca să ne învețe cum să iertăm. Sunt oameni care îți greșesc încă o dată, îți spun intenționat sau neintenționat. Tu poți să rămâi acolo și rămânând acolo am observat oameni care rămân acolo la ofensa respectivă. Mulți au fost ofensați acum 10 ani sau 5 ani. Știi că îți spune și cum era afară? Știu că îți spune că era toamna? Că era soare sau era mohoret? Știu că îți spune exact cu ce era îmbrăcat ăla care l-a ofensat, pentru că el e rămas în timp. El uită că copiii lui sunt lângă el și așteaptă. El uită din nevasa de lângă el. El uită de biserică. El nu mai trăiește ziua de astăzi. El trăiește momentul când a fost ofensat. Atâta povestește încât stă acolo. De ce? Pentru că n-a învățat să ierte ca și Hristos. Ori e ideal când cineva își dă seama că a greșit să spune te rog frumos să mă ierți și ai datoria onorabilă cum a iertat Hristos să ierți și tu. Dar dacă celălalt nu vine cu iertarea înaintea ta. Ce ai să faci? Ai să rămâi blocat sau vei ierta cum iartă Hristos? Și anume, treci peste, ierți în numele Domnului și îți vezi de viață mai departe. Că peste trei ani luminat de Duhul Sfânt vine și îți cere iertare și repară situația respectivă, e ok. Dacă nu, tu îți vezi de drum înainte. Pentru că, scuzați-mă, frații mei, cu ofensele este mai merg cum mai merg. Dacă ne-i vorba de bani, foarte greu să trece, Foarte greu. Asistam la o slujbă unde am vorbit despre iertarea financiară și despre faptul că cineva îți împrumută bani, că e într-un năcaz, tu pentru că ai îi dai și după aceea trebuie să te duci la el să te rogi frumos să-ți dai banii tăi înapoi. Și el se întrebe de ce ai rămas la banii ăștia? Chiar îți trebuie neapărat banii? O să-i dau când o să am. Și tu ai nevoie de banii respectiv, pentru că ești într-o nevoie. Ai un copil bolnav, vă dau un caz cuiva pe care îl cunosc, și ai nevoie de banii respectiv. El spune, nu i-am acum, da ți-i voi, dacă nu voi avea și stă din conședii în conședii pe banii tăi, dar banii nu ți-i dă înapoi. Ei, e cam greu să, să treci peste, cam greu să ierți. Și odată, pe când predicam undeva, nu vă mai spun unii că am spus că ești dator ca să poți să-ți duci viața mai departe, să ierți și atitudinea față de lucrul acesta. La slujba aceea a ieșit în față un domn, adică un frate, mai bine zis, care împrumutase la un alt frate de a nostru 100 de euro, iar la altul 80 de mii de euro, că avea de unde, o împrumutat. Și acum nu-i dădeau bani înapoi. Avea câțiva ani de zile când stătea după ei. Și o venit în față plângând și a spus, seara asta îi iert pentru atitudinea lor. Când vor mai da banii vreodată sau nu, dar eu vreau să cânt, să mă rog, să mă bucur de soție, să mă bucur de copii, că de când nu mai dau ei banii, nu mai știu cât trăiesc. Aștept numai banii aia și ei parcă anumit nu mi-i dau înapoi. În seara asta i-am iertat, efectiv. M-am întâlnit peste ani de zile undeva într-o biserică din țară și am întrebat, fratele meu, văd că ești plin de bucurie. Da, ți-o aia bani banii înapoi? Nu. Nu, dar eu din seara aia sunt liber. Iubiții mei, Acum ăsta avea 100 de mii, știți că eu întâlnesc că din care au 100 de euro și nu-ți pot bucura, vei trebuie să-mi la bani înapoi. Nu-ți poate ruga, nu-ți poate bucura, când îmi dă la 100 de euro înapoi. Ori, stimații mei, aș vrea tare mult să fiți atenți în domeniul ăsta. Nu lăsați să vă blocheze asemenea lucruri. Știu că sunt o grămadă de bani. Știu că de foarte mult ori te întâlnești cu oameni care au un tupeu și o lipsă de bun simț extraordinară. Dar nu-l lăsa să-ți ia premiul chemării cerești. Tu ai un premiu de prins, fratele meu, care banii toți din lumea aceasta nu scât premiul care ți l-a pregătit Hristos. Ca să poți să ajungi la capăt, te-aș ruga, învață-te să ții dragoste ferbinte. Doamne ajută! Vei pierde bani, vei pierde prieteni, vei pierde timp câteodată, nu e nicio problemă. Dar nu pierde mântuirea pe care ți-a pregătit-o Hristos, nu pierde dragostea fierbinte să ne ajute Domnul. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez din textul ăsta biblic, pe lângă faptul că dovada înțelepciunii credinciosului este atitudinea lui de rugăciune, când se roagă, când își impune și stăruiește în rugăciune, apoi urmărește ca dragostea lui să fie fierbinte în sânul comunității Domnului, dincolo de ofensele care se fac, dincolo de problemele și de datoriile care există, el urmărește să aibă o dragoste ferbinte, că dragostea ferbinte îl ajută să slujească eficient înaintea Domnului și Dumnezeu să-i primească jerfa. Următorul aspect din textul ăsta biblic, o dovadă de înțelepciune, este să slujești Domnului. Uitați ce frumos spune versetul 10. Ca niște buni spramnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă epistola aceasta era o epistolă scrisă către bordul pastoral, către ordinații din biserică, spuneai, da, ei au câte un dar fiecare primit, că doar de, de aia ordinați. Nu. Epistola aceasta a fost scrisă, spune cuvântul Domnului 1 Petru, capitolul 1, versetul 1, Petru, apostolul Iisus Hristos, către aleșii, care trăiesc ca străini împrăștiat prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Adică către toți credincioșii. Ei bine, toți credincioșii trebuie să slujească Domnului nu cu ce crede că e bun, nu cu ceea ce spun neamurile că ar fi bun, ci trebuie să slujească Domnului cu darul pe care l-a primit. De foarte multe ori aducem foc străin înaintea Domnului. Pe de a nostru ce are dacă cântă? A nostru ce are dacă face? Nu are a face ce vrea nostru sau ce vrem noi. E important că în biserică Dumnezeu când l-a chemat la mântuire i-a dat un dar. El trebuie să slujească cu darul ăla. Cu slujba pe care Dumnezeu l-a rânduit potrivit darului respectiv. De aceea e important să verifici care e darul tău. De e important să vezi mă, ce dar mi-a dat Domnul. Pentru că a comenta nu e un dar de la Domnul. A discutat despre unul sau altul nu e un dar de la Domnul. Există anumite daruri pe care Dumnezeu ni le dă. Ai verificat? Pentru că, de ce să nu vă spun, noi suntem experți la a verifica daruri, mai ales la alții. Știm foarte bine, fratele cu tare e chemat să predici, dar nu-i chemați să conducă, că nu-l are la condus. Cu tare, frate, e chemat să cânte, dar dacă dă și îndemn la cântare, să vede că nu-i chemat la îndemn. De ce? pentru că ne-am uitat în traista lui și am văzut ce dar are și nu are dar. Dar la noastră ne-am uitat. Nu e așa că cotrobăim în toate celelalte genți și traiste și vedem ce daruri au și ce n-au și comentăm de slujba care o fac ei, singurii care nu știm ce dar avem de 20 de ani. Suntem noi. Sunt aici. Bun, dar a lăsat Dumnezeu laureația ai premiului Nobel în lumea asta. O lăsat oameni mai capabili, mai deștepți, mai frumoși, mai bogați, cum vrei, i-o lăsat în lume și te-a adus pe tine aici ca să porți un dar, ca să faci o slujbă. Nu te-a chemat aici numai să zâmbești, te-a chemat să faci o slujbă. Ți-ai găsit locul pentru care Dumnezeu te-a adus aici? Te-a adus în biserica lui slăvită, binecuvântată? Ți-ai găsit slujirea? Pentru că ești chemat să slujești cu darul respectiv. Nu ai voie să faci altceva. Nici nu merge datorită slujirii în biserică pișercate. Prate, încearcă să proroșești la popor, nu la particular, că la particular să puteți nu nimerești. Dar la general, așa, iată, poporile sunt în mijlocul tău, n-ai voie să faci așa ceva. Ei sunt daruri pe care Dumnezeu le dă, pe care biserica știe că le-ai primit și vede, sunt pregătitoare. Ori din punctul acesta de vedere, ți-ai găsit darul tău, că și cu ăla trebuie să slujești. Ne arată Sfânta Scriptură, într-un pasaj biblic din faptele apostolilor, că samaritenii au primit, au fost deschiși la Evanghelie și a venit la ei Filip să le predice Cuvântul Domnului. Filip, care fusese diacon, era chemat să predice și să boteze. În timp ce el predica, Duhul Sfânt se manifesta prin diferite minuni și semne, și samaritenii au primit Cuvântul lui Dumnezeu. Și Filip, pe lângă predică, i-a botezat. Și atât tot. După care, frații din Ierusalim au aflat că Samaria primise cuvântul. Păi și ce dacă ați aflat? Este acolo unul dintre cei mai grei oameni, un predicator foarte bun, Filip. Spuneți-i lui Filip să facă puțină stăruință. Spuneți-i lui Filip să pui mâinile. Poate primesc. Dar ucenicii știau că Filip e chemat să predice și să boteze. Punct. Ca atare nu-l pun pe Filip să cearce să pui mâinile peste samariteni, și trimit, dizlocă doi dintre cei mai importanți oameni de la Ierusalim, pe Petru și pe Ioan, care vin la samariteni să se roage pentru ei ca să primească ce? Păi, dar nu era Filip acolo? Filip are treaba lui, darul lui și lucrarea lui, ăștia au treaba lor și lucrarea lor. Când vin ăștia, nu ne arată nicăieri că Petru îi spune lui Filip, băi Filip, vine și pune și tu mâinile. Oricum ăștia primesc Duhul Sfânt când îi rugăm noi. Da, așa să fie un ecumenism, așa să te ridicăm în față, nu, nu, nu. Filip, tu stai liniștit, tu ai chemarea ta de a predica și de a boteza. Noi avem chemarea aceasta să ne rugăm pentru ei. S-au rugat pentru ei și au primit Duhul Sfânt, lăudat să fie Domnul. După care se întorc înapoi la Ierusalim, fiecare cu darul lui și cu lucrarea lui, și un înger al Domnului coboară la Filip, nu la Petru și la Ioan, la Filip. Și spune, scoală-te și du-te pe drumul care coboară la Ierusalim, la Gaza, și care era pustiu, că famenul ministru de finanță nu se pornise încă de la Ierusalim. Pentru că Dumnezeu avea nevoie de darul lui. Când ajunge pe drumul acela, vede carul și Duhul Sfânt îi spune, ajunge carul. După ce ajunge carul, face slujba sa, predică și potează, punct. Păi, dar lăși pe ăsta să pleci fără Duhul Sfânt? Și că tu pune mâinile, verificăm, nu, s a putea să meargă în drum aici, așa? Nu, nu, nu. Eu am doar darul ăsta și chemarea asta. Pe mine m-a adus Dumnezeu pentru slujba asta, mi-am terminat slujba și Duhul îl răpește pe Filip și pleacă de acolo, în timp ce fame nu își vedea plin de drum plin de bucurie, pentru că fiecare își face lucrarea lui. Foarte multă confuzie este astăzi când anumiți oameni se bagă să facă și lucrarea celuilalt. Foarte rar liderii nu îi spun cum îi spune Petru, îi spune lui Elima vrăjitorul, tu n-ai nici sorți, nici parte în toată treaba asta. Tu nu ești chemat la așa ceva. O grămadă de oameni o lojesc biserica de la învon, că n-au... Dar de ce are dacă e și el acolo? Altfel se supără, domnule. Ori, frații mei, există chemare pentru asta. Există punere de -o parte pentru asta. Pentru fiecare lucrare există om chemat de Dumnezeu. De aceea te-aș ruga tare mult verifică slujba și darul pe care ți l-a dat Domnul. Doamne ajută! Dacă ai verificat, stai la locul tău. Nu te implica în alte lucruri. Că mai ai mers în domeniul ăsta de când un predicator merge bine și e chemat să predice, automat e chemat să slujească la, la Consiliu, să intre în tot felul de organizații. Și la un moment dat vezi că nu mai are un ungere omul ăla. Vezi că... De ce? Pentru că omul nu a stat la chemarea lui. Te-a chemat Dumnezeu să predice Evanghelia, stai acolo. Las care cine să facă organizare. Sunt alții chemați pentru organizare. Sunt alții care au inspirații pentru lucrurile respective. Nu te duci să-i încurca pe ei acolo și ei te încurcă pe tine aici. Și rămâi fiecare la locul lui. Doamne ajută! Dacă îți găsești locul tău, iubitul meu, te culci în fiecare seară liniștit. Pentru că te uiți în urma ta și spui, stau la locul meu, îmi fac lucrarea mea, dăm Doamne înțelepciune, ajută-mă să duc spre excelență slujirea aceasta și ești găsit credincios în locul în credința ție. Dacă nu-ți găsești locul, îi vei încurca pe toți. Vei spune, dă-te la o parte să încerc eu aici, dă-te cântărețul la o parte să încerc acolo, dă eu o zbunj dincolo și o să vedeți oameni de ăștia buni la să-i încurci și pe toți. Nai ai ce face că el îi pisti tot. El se bagă peste tot. Ori din punctul ăsta de vedere, nu cred că există mai mare pierdere în biserică decât starea asta de turist spiritual prin toate slujbele, că și-are mă potrivesc și eu. Nu! Există consacrare pe fiecare slujbă și conform darului. Doamne ajută! Darurile ți le dă Dumnezeu în funcție de abilitatea și puterea ta. Spune că stăpânul a chemat pe robii săi și le-a dat la unul cinci talanți, la unul doi talanți și la unul după puterea lor. Stăpânul evaluează puterea, nu eu, nu tu. Stăpânul evaluează puterea. Și în funcție de puterea pe care o evaluează stăpânul, dă unuia cinci, altuia doi și altuia doar un singur talent, pentru că le dă după puterea lor. stimați mei, când Dumnezeu ne dă o anumită dar și o anumită chemare și o anumită slujbă, aș ruga tare mult în domeniul acesta, ai grijă! În primul rând, în primul rând, din pricina deficitului de oameni care lucrează, te vei trezi că te vei implica în diferite lucrări, vei alerga foarte mult și una dintre problemele de care foarte mulți slujitori la momentul actual au probleme, pentru că se implică, pentru că foarte mulți știu ce dar ai tu, dar el nu-și-l scoate pe a lui și nici nu lucrează ca lui. Revenind să aibă și o răsplată pe măsură, pentru că ține talentul în ștergare, îngropat undeva. Ori din punctul ăsta de vedere, trebuie să lucreze și în dreptul lui. Trebuie să lucreze și în dreptul altuia. Și intervine după munca asiduă, oboseala. Oboseala. Și scriptura spune că unul dintre pericolele pe care le au actualmente lucrătorii, parcă mai mult ca oricând, este ceea ce spune cuvântul Domnului în Galaten, capitolul 6, cu versetul 9. Să nu obosim în facerea binelui, că și la vremea potrivită vom secera dacă nu vom cădea de oboseală. Doamne, de asta face bine, de asta lucrează, de asta se străduiește, de asta transpiră. Dacă nu cade de oboseală, seceră. Dar dacă a căzut de oboseală, cât bine a făcut el, nu mai Ori, Oribiții mei, din cauza oboselii spirituale, foarte mulți slujitori nu sunt atenți. Scapă cuvinte nepotrivite. Știți că cele mai multe accidente rutiere au loc aproape de casă când ești aproape obosit? Când mai puțin stres trebuie să ajungi, apare oboseala și ațipești la bolan și apar tragedii atât de aproape de casă? atât de aproape de final? Pentru că oamenii sunt obosiți, pentru că aleargă, lucrează pentru Domnul și va ruga tare mult. Fiți foarte atenți în domeniul acesta. În domeniul în care va așeza Dumnezeu, făceți-vă partea voastră. Dumnezeu ridică alți lucrători și rugați, din nou revenim la primul subiect, rugați pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul său. Slăviți să fie Domnul! nu o să le poți rezolva tu pe toate. Îmi aduc aminte de învățătura pe care o dădeau un păstor senior la un păstor mai tânăr, când păstorul l-a chemat pe păstorul tânăr și a spus, uite care e situația, eu sunt destul din vârstă, am lucrat cât am putut, mai fă și tu și eu te ajut și eu pe tine. Ăsta când o prins, o băga plugul în brazdă, după două, trei săptămâni vine obosit la păstorul bătrân, spune, Bă, lăs totul, m-am săturat, m-am cutare, ce, ce ai făcut? Ce ai făcut? Păi m-am dus, știam că sunt două familii care nu se împacă în biserică. M-am dus, am stat cu ei de vorbă până la trei dimineața. M-am dus iară după aceea. după aia mai știam o anumită situație conflictuală, m-am dus acolo. Știam o situație de oameni bolnavi, m-am dus acolo, am intrat în post, m-am rugat cu ei, am alergat, am cutare, După trei săptămâni de zile sunt terminate. Ei nu se împacă, ceilalți așa, ceilalți așa, eu lăs totul și păstorul senior i-a spus, mai băiete, eu te-am învățat pe tine și trebuie să faci. Tu faci și ea și poți și mai las și pe Dumnezeu să fac ceva. Nu faci tu chiar tot. Ești chemat de Dumnezeu să ai un dar. Conform darului tău, fă lucrarea ta. Predică și botează ca Filip. Nu-ți fă probleme că nu pleacă fără Duhul Sfânt. Cum te-au adus pe tine pe un drum pustiu, poate aduci pe altul să-l boteze Domnul cu Duhul Sfânt. Îl poate boteza la împărăteasa Candacii, dar nu este treaba ta. Treaba ta este să predici și să botezi. Doamne ajută! Treaba ta este să-ți faci lucrarea ta. Ai grijă că de foarte multe ori obosești. Ai grijă, mai ales în atacurile care au loc aici. Căutați în așa fel să vă protejați, frații mei. Primul, prima latură este epuizarea. Când lucrezi din greu și foarte mulți slujitori sunt obosiți. Că trebuie făcut. Și că alții nu se mișcă să facă, sunt critici și obosesc. Pe de o parte munca asiduă, pe de altă parte sunt oamenii care vorbesc și nu fac și oamenii obosesc de foarte multe ori. Dar mai există o latură pe care trebuie să o tratăm. Ca și răscumpărața Domnului adus în biserică, avem un dar. Ni s-a dat un dar pe care l-am primit. Și există lenevia spirituală. Când oamenii au darul primit, dar puțin îi interesează de lucrul ăsta. Și ne spune Sfânta Scriptură că atunci când vine stăpânul și ăla cu cinci, mai vine cu cinci talanți, și ăla cu doi, mai vine cu doi talanți, ne arată Sfânta Scriptură că vine și ăla cu un talent. Și spune, stăpâne, mi-ai dat un talent. Bucur-te că ți-l aduc și pe ăsta înapoi. Că puteam să-l cheltuiesc, dar ți-l aduc înapoi. Știți ce îi spune stăpânul acestui Matei, capitolul 25, cu versetul 26. Stăpânul său i-a răspuns, rob, viclean și leneș. Deci rob, viclean și leneș. Ai știut că secer de unde n-am semănat și că strâng de unde n-am vânturat. Dar tu în timp ăsta, cât eu te-am te -am onorat și te-am adus din lume în biserica mea, Ți-am dat un dar să slujești logodnicei mele, să o înfrumusețezi, să o faci cât mai atractivă pentru mirele ceresc. Ei, te-am adus în biserică pe tine, tu în timp ăsta ai fost sledeș. N-ai făcut nimic pentru biserica mea. În timpul ăsta ți-ai îngropat talentul, chemarea, slujirea, ai băgat-o undeva ca să vii să-mi o prezință acum crezând, crezând că eu voi fi dus de așa ceva câtă vreme tu trebuia să-mi câștigi pentru mine, să mă îmbogățești la o mea, tu în timpul ăsta te-ai ocupat de-a nu-i așa? Tu în timpul ăsta ai avut timp de-ale Tu în timpul ăsta ți-ai văzut de plăcerile, hobby-urile tale și, plă și lucrurile plăcute ție. În timp ce alții au tras din greu și au câștigat cinci talanți, doi talanți, fiecare după puterea, tu ai stat liniștit. Ei bine, m-aș fi așteptat ca stăpânul să spună luați-l pe ăsta, nu-l mai lăsați să aibă pe mână bani vreodată, că nu le are. Nu, nu. Luați-i, legați -i mâinile și picioarele și aruncați-le în întunericul de care totdeauna reprezintă iadul. Deci nu este descalificat la o muncă de jos să măture la salubritate. Nu! Este aruncat direct afară. Pentru că a primit onoarea să slujească Marelui Împărat, pentru că darul nu l-a folosit niciodată, a lenevit și a fost și șmecher și viclean. A crezut că îl poate duce pe stăpânul. S-a înselat cu gândirea asta. Ori, frații mei, foarte mulți credincioși sunt tentați pe linia asta. Îi văd foarte bine pregătiți în diferite domenii. Îi văd foarte bine pregătiți și dau din timpul banilor, resurselor lor pentru plăcerile lor când e vorba de biserica Domnului, logodnica Domnului, singură care are viitor, nu așa, nu, nu, nu. Și stimați mei, e adevărat că noi suntem iubiți de Domnul, dar mai iubiți ca noi, Hristos își iubește logodnica Lui. Totdeauna când tu vii să zidești logodnica, să o înfrumusețezi, să o apreciezi, mirele se bucură. Când tot dai la pișoare la logodnica Domnului, când tot o faci capă, când tot îi dai, bași deștile în ochi, poate n-a vedea. Tu crezi că logodnicul te suportă multă vreme? O, iubiții mei, văd astăzi o anumită tendință. O anumită tendință. Nu există biserică perfectă. Dar asta e logodnica lui Isus Hristos, pe care El o desăvârșește, o curățește, o pregătește ca într-o zi să fie mireasa lui Hristos. Te-a onorat ca în perioada aceasta cu darurile tale, cu aptitudinile pe care ți le-a dat El, te-a onorat pe tine, să-i poți sluji logodnicului lui Hristos. fă în așa fel și fă pe logodnic bucuros de modul în care te ocupi de logodnica lui. vorbește de bine, apreciază-o, încurajează-o, pentru că e singura care are viitor. NATO nu va mai fi, Uniunea Europeană nu va mai fi. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Totuși pământul pregătește ceva unic, o logodnică care devine mireasă. Și pentru o vreme pe mâna ta, pe mâna mea, ca cu darul pe care ți l-a dat Dumnezeu, să o înfrumusețez, să o încurajez, să-i spui că vine ziua unică, că mirele ceresc, o va onora la marea nuntă a împăratului împăraților. Până în ziua aceea, frații mei, să ne dea Domnul multă înțelepciune înțelepciune manifestată în rugăciune, înțelepciune manifestată în dragoste fierbinte și înțelepciune manifestată slujind cu darul pe care ne l-a dat Domnul. Amin.